Cea de-a 10-a ediție, cea aniversară a Festivalului Opera Night, se va desfășura în perioada 17-21 iulie în 5 localități care acoperă toate zonele din județ, fiind astfel accesibil pentru o cât mai mare parte a iubitorilor de operă din județul Hunedoara. Festivalul Opera Night s-a devenit tradiție anul acesta, ajungând la a 10-a ediție, fiind organizat și finanțat exclusiv de Consiliul Județean Hunedoara prin Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, cu participarea extraordinară a Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Startul stagiunii va avea loc miercuri 17 iulie la Brad, în Piața Aurului, de la ora 21, cu La Traviata de Verdi. Joi 18 iulie, iubitorii genului sunt așteptați în Piața Victoriei din Orăștie, de la ora 21, pentru a viziona opera My Fair Lady, iar vineri 19 iulie, în incinta fostei mine din Petrila, vor avea parte de Rocken Opera, un spectacol de sunet și lumină. Festivalul continuă sâmbătă la Castelul Corvinilor cu opera Madame Butterfly, iar duminică, în ultima zi a festivalului, în curtea interioară a Consiliului Județean Hunedoara, va avea loc și ultimul spectacol de operă, Carmen, de Bizet. Născut din dorința iubitorilor de operă din județ de a avea acces mai facil la astfel de spectacole, Opera Night a devenit cel mai mare festival de operă în aer liber din România, un real cap de afiș în cadrul ofensivei culturale organizate și susținute de Consiliul Județean.